3, 5, 4, 30, 3 dimineața, stai, dimineața. Suntem în Sibiu, e ultima seară petrecută aici. E Andreea, o cunoașteți? Claudiu deocamdată lipsește. Nu, eu sunt Ili. Da, vă vin, o să mă vedeți în poze. Și vreau să aflu de la Bădiță Florin dacă a găsit șaorma în Sibiu. Nu am găsit, am auzit de posibilitatea existenței la cel puțin 3 șaormerii, una dintre ele lângă B, I și încă vor 3 cuvinte care dintr-un supermarket. Nu pot să fac reclamă, dar își va deschide pe 3 sau 4 noiembrie al 5-lea cu 3 sau 4 noiembrie. Vine decembrie. În decembrie, acum se deschide al 5-lea. Bun, concluzia, magazin. Spune despre șaorma. Extra. Ce ai de făcut acum? Păi, ultimele 2 zile au fost. Mersi. Nu fi trist. Nu sunt trist. Ești trist? Nu. Nu plânge. Văd așa o lacrimă. Nu e lacrimă. Oi. Mi-a dat ceva în ochi. Nu se poate cu șaorma. Dar nu se poate să-i fără ea. Dar m-am gândit să adopt cea mai simplă soluție. La fără de șaorma, nu știu. Ce fac? M-a apuc de ciupă. Să sperăm că pe drumul de întoarcere vom găsi ceva șaorma pentru tine. Dacă am nu... Am auzit pe da. Un mit ca și cum ar exista o șaormerie în București. Și cred că în momentul nostru locat să fie București. Acolo am auzit cineva care chiar a fi și mâncat, nu doar auzit. Vedem în continuare ce se va întâmpla. Până atunci urmăriți Călător în România, hashtag-ul de pe Twitter. Din Sibiu, vă pupăm!